Parastasul în general este slujba de pomenire, de rugăciune, de înfățișare înaintea lui Dumnezeu, rugându-ne pentru morți. Parastasul, coliva, este semnificația, simbolul învierii, pentru că în Biblie grâul este menționat ca un simbol al învierii. A devenit un simbol al învierii și se practică la parastas când se aduce coliva care simbolizează învierea și care este împodobită sau îndulcită cu dulciuri zaharicale, care simbolizează și ele dulceața raiului. La noi în Melbourne se pomenesc și alți morți. În primul rând, că mai toți care au trecut prin biserică, cu puțin sau cu mai mult, toți au contribuit și contribuiesc la edificarea bisericii și la păstrarea ei. Părintele Dumitru Coman îngăduie și încurajează ca o consolare pentru credincioși, pentru că nu afectează cu nimic și nici nu sunt mulți cei care, dacă doresc să-și aducă numele membrilor familiei decedați, să se simtă și ei cuprinși și să fie pomeniți, și atunci sărbătoarea a devenit un amestec de comemorare. În niciun caz de tristețe și de bucurie în același timp. O combinație, o însoțire, o rugăciune pentru cei plecați și o bucurie care vine de la sărbătoarea însăși, care ea este sărbătoarea de bucurie prin excelență. Всегда не присутствует, и вовремя.